Creștinii ortodoși sărbătoresc astăzi înălțarea Sfintei Cruci, numită și Ziua Crucii, cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt. Această sărbătoare este extrem de importantă și se serbează cu post, aducând aminte tuturor credincioșilor de patimile și moartea Mântuitorului, motiv pentru care în această zi se ține post pentru sănătatea familiei și spor în gospodării. În vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și l-au dus la Pilat zicând, răstignește, răstignește. Pilat le-a zis, luați-l voi și răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Tot pe 14 septembrie este sărbătorită amintirea a două evenimente extrem de importante din istoria Sfintei Cruci. Aflarea crucii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit și înălțarea acesteia în fața poporului de către episcopul Macarie, precum și aducerea Sfintei Cruci de la păgânii perși din anul 629 pe vremea împăratului bizantin Heraclius, cel care a pus-o la mare loc de cinste în biserica Sfântului Mormânt al Sfintei Cruci din Ierusalim.